Am o mare problemă. Businessul în care m-am înscris nu merge atât de bine cum credeam. Nu am mai primit niciun semn, au trecut deja câteva zile bune de când trebuia să vină și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Doamne ferește de un accident sau ceva, dar cert este că am rămas în pielea goală. Așa se spune la noi, am rămas adică fără nimic. În această situație de urgență, m-am gândit să mă înrolez și să lupt împotriva terorismului. Am intrat, bineînțeles, pe site-ul de recrutare, de recrutări și am citit acolo cerințele. Nu pot să spun că sunt cel mai bun pentru recrutare, mai ales că am și ceva probleme de sănătate. Dar oricum, după ce am citit acolo, nici nu mai vreau, pentru că scria în armată poți să ai o carieră de invidiat. Și eu nu vreau să stârnesc invidie. M-am decis să fiu un soldat, dar fără a face parte din vreo organizație. Eu sunt un soldat amator și independent. Ce trebuie să știe un soldat? În primul rând și în primul rând trebuie să știe cât e ceasul. Pentru că poate să se întâmple ceva de genul inamic la ora 12. Te-ai uitat imediat cât e ceasul, ai văzut că mai ai 2-3 ore până la inamic și atunci poți să mai ai timp de un filmuleț sau poate ai vrea să faci un duș. Alte lucruri importante pentru orice soldat, în primul rând, vestimentația. Trebuie să fie colorată în verde, maro, ca să ieși un pic în evidență, să știe lumea că ești soldat. De exemplu, am mers zilele trecute prin oraș, toată lumea se uita la mine. Un alt lucru care trebuie să-l știe soldatul este ce să aibă la îndemână. Eu, spre exemplu, am aici o pereche de ochelari de soare în caz că este soare afară. Dacă nu e soare, am dat jos ochelarii de soare și totul este perfect. Și pentru că această hăinuță oricum conține mai multe buzunare, de exemplu, te apucă foamea și ai nevoie de o gustare, poți oricând să ai un biscuit la tine, pentru că în felul acesta nu ai probleme de alimentație. Un alt obiect pe care trebuie să-l aibă soldatul la el, pentru că el trebuie să servească. Și, de exemplu, dacă îți cere cineva un foc, o simplă brichetă bricheta asta am găsit-o în fața blocului, nu cred că mai are gaz. Dacă ai văzut un camarad în suferință și, sincer, mie mi se face imediat rău când văd sânge, poți avea întotdeauna o lămâie la tine, pentru că se știe din popor că lămâia ta e greața. Și atunci, chiar dacă vezi sânge, e o gură de lămâie și poți să mergi mai departe liniștit. E foarte bună de avut. Pentru că sunt independent și nu fac parte din vreo organizație, singura armă pe care o pot ține la mine este un cuțit suedez, cred că așa se numește, și oricum este mult mai bun decât un cuțit normal, pentru că are într-adevăr și un mic cuțitaș, dar are și tirbușon, are pilă, și se știe că cei care au pile întotdeauna ajung mai sus. Am văzut aici pe această bluză de soldat că este un sky pe care cred că se prinde ceva în zona asta. Arată ca un cod de bare. Nu știu dacă trebuie un cod de bare aici,
dar cred că îl voi lăsa liber doar așa scaietul. Și în partea asta la altă am loc pentru o stemă, nu știu dacă se vede la cameră, pe care lipsește cu desăvârșire, dar cred că o să fac la comandă o poză cu fața mea și o să o pun aici, ca să știu și pe cine reprezint. Am nevoie de finanțare de undeva. Acum că tot au fost sărbătorile, tot am auzit peste tot pace tuturor, pace tuturor, pace tuturor. Și am căutat să văd, după care poți să faci bani din pace, bineînțeles că poți. Cei care iau premiul Nobel pentru pace câștigă, cred că $1,000,000, dacă am înțeles eu bine, ceea ce este o sumă enormă. Dintre nominalizați la premiul Nobel erau și Joseph Stalin sau Adolf Hitler, dar cred că e o simplă coincidență, pentru că Stalin și cu Hitler, cei din război, nu aceștia, au omorât o grămadă de oameni și asta nu înseamnă pace. Dar mai recent a câștigat președintele american Obama premiul Nobel pentru pace, cu toate că, din ce am văzut la știri, a trimis drone în Orientul Mijlociu și nu cred că au murit câți oameni și acolo. Deci nu prea înțeleg. Ca și soldat, cred că prima responsabilitate este să câștigi. Ce câștigi? Lupta. Care luptă? Probabil că lupta împotriva terorismului, pentru că eu altceva n-am văzut la știri decât lupta împotriva terorismului. Cine sunt teroriștii? Cei care bagă teroarea în noi. Păi cine bagă teroarea în noi? Cei care vorbesc despre crime, cei care vorbesc despre violuri, cel puțin ăștia bagă în mine teroarea. Eu am văzut la știri și cine se uită la știri știe că asta e, cred că și un joc de cuvinte aici. Poți să fii victimă sau poți să fii criminal, una din două. Eu nu vreau să fiu victimă, dar nici criminal. Acum, chiar și de sărbători, s-a vorbit foarte mult despre pace. Am vrut să știu exact ce înseamnă această pace. Eu credeam că asta înseamnă pace, dar se pare că e mai mult de atât. Pacea înseamnă atunci când există o oarecare armonie. Pacea e atunci când nu este război. Și am văzut tot la știri că în Ucraina, care este la nord de România, este război. Nu știu exact cine se bate acolo, dar am aflat că este război de la știri. Dacă mă urc în mașină să mă duc la București, dar ies prin partea cealaltă a orașului, ajung în Ucraina. Și cu hainele astea nici nu se știe. Ca să poți câștiga un premiu Nobel pentru pace, trebuie să sfârșești un conflict. Cel puțin asta e părerea generală care mi-am făcut-o. Eu singurul conflict care îl cunosc este cel din Ucraina, pentru că asta se dă la știri. Și trebuie să mă ajutați, pentru că operația este peste câteva săptămâni și eu am rămas total fără bani, să câștig acest premiu Nobel. Eu m-am jucat pe calculator foarte mult timp. Și există shooter, Counter-Strike, Call of Duty, fel și fel de jocuri, în care efectiv înveți să țintești. Și m-am gândit că ar putea fi o soluție. Ce sunt soldații? Cei care rezolvă conflictele, cei care rezolvă problemele. Care e problema la noi? La noi nu cred că sunt așa multe probleme.
dar am înțeles că sunt foarte mulți români și în Ucraina. Și atunci poate putem să-i ajutăm pe ei. Și de aceea, cred că dacă ajutăm pe ei, o să câștig și eu premiul Nobel pentru pace. Și în felul acesta voi putea avea și banii de care am nevoie. Și o să ajut și niște oameni. Ce putem să facem pentru ei? Păi cred că sunt două variante. Una este pace și alta e război. Și atunci, ce trebuie să faceți voi, cei care vă uitați la acest filmuleț, este să scrieți în comentarii da pentru pace sau da pentru război. Hai și vedem cine câștigă. Pentru că eu nu știu exact ce am de făcut, dacă trebuie să mă duc la război sau trebuie să mă duc la pace, ca să câștig acest premiu. Și atunci am nevoie de sfatul vostru, pentru că am tot încercat să fac lucrurile de unul singur și nu a ieșit nimic. Soldații din ziua de astăzi, cei de pe front, sunt un pic, să spunem, nefolositori. Pentru că au apărut avioane fără pilot, au apărut rachete fără pilot. Nu știu exact cum funcționau cele dinainte, dar acum nu au pilot. Probabil ați văzut că a scos Google mașina fără șofer. Deci atunci să se bată roboții și soldații, dacă tot n-au ce face, să încerce să rezolve problemele, pentru că ei le știu. Eu nu știu exact, v-am spus, nici nu știu exact cine se bate în Ucraina, nu știu nici măcar pentru ce și de ce se bate. Probabil e ca un meci de box, se bat și se joacă la pariuri care pe care cine câștigă. Cine vrea să se înscrie în această armată care nu are nume și nici stemă și nici lider, practic, că nu, eu nu dau ordine și nici nu primesc ordine, deci nu e o armată, cum să spun eu, nu e o armată normală, e una anormală, e o armată, pentru că în armată trebuie să fii și creativ. Asta e principalul lucru care poate să rezolve problemele, trebuie să fii creativ. Dacă faci același lucru, repeți istoria. Și istoria se știe că e sângeroasă. Și mie mi se face rău de la sânge, de asta port o lămâie cu mine, pentru că sunt creativ. În primul și în primul rând, vreau să vă gândiți la drama pe care o trăiesc eu. Și faptul că fără acest premiu Nobel pentru pace, nu o să mai am ce mânca.